Mâine la ora meciului, indiferent cine intre pe teren, trebuie să fie pregătit total. Bună ziua! Inclusiv în presa internațională, cea italiană și cea spaniolă, se vorbește despre rezultatul de egalitate care ar duce ambele echipe în optimi. Cât de greu vă este să, nu știu, să îi țineți pe jucători departe de această idee de meci egal sau ce se vorbește? Pentru că se vorbește numai de asta în ultima perioadă, și în România, și în Italia, și în Spania. Se vorbește, noi nu putem controla asta și reacția noastră este una echilibrată și cu concentrare maximă pentru obiectiv și mijloacele care ne pot apropia de el. Jucăm pentru calificare. Am spus asta, că jucăm pentru calificare. Mai mult decât atât, dar ne dorim locul 1. Ne dorim locul 1 pentru că am fost de la început, suntem încă pe locul 1 și ne dorim să terminăm pe locul 1, dacă se poate. E o dorință pentru că, la fel, odată cu câștigarea grupei, cel puțin din punct de vedere teoretic, ai anumite avantaje și mă gândesc în mod special la zile în plus de odihnă, de recuperare și în aceeași măsură și la posibilii adversari. Dar cel mai important este să mergem mai departe. Asta ne-am propus și nu pot să spun acum altceva decât că ne dorim să mergem mai departe. We will now take the last three questions starting here. Ok, întrebarea despre egal a fost pusă între timp. Partea a doua întrebării de la început. Cum joacă Slovacia și sunt curios cum vom răspunde noi, cum am jucat noi împotriva Ucrainei sau cum a jucat Ucraina în repriza a doua împotriva Slovaciei. Slovacia e o echipă foarte echilibrată, e o forță, e o echipă care, dacă ți analizați un pic datele statistice, va confirma ce spun, e o echipă foarte exactă. E o echipă cu mecanisme clare, e o echipă cu complexitate de joc, dar e o echipă angrenată total în joc, în toate momentele. Sunt jucători care leagă foarte bine efortul și concentrarea, sunt jucători cu exprimare coerentă și sunt 3-4 jucători care e clar că reprezintă piloni pentru echipa lor. Am văzut date statistici care pe mine m-au impresionat, dar care nu m-au surprins, pentru că deja știam ce se întâmplase și în calificări. E o echipă solidă și emoțional și cu siguranță că va fi și o luptă a puterii mentale mâine. Pentru că ambele echipe avem șansa să mergem mai departe, dar fiecare trebuie să-și păstreze echilibru, înțelepciunea și să știe să acționeze, să reacționeze în funcție de situații și de contextul jocului. Păi asta rămâne să vedeți mâine. Dacă nu vă cunoșteam atât de bine, cred că mă gândeam că sunteți principalul spion al adversarilor, pentru că la fiecare conferință mi-a spus întrebări de altfel frumoase și interesante, dar în același timp care răspunsurile mele nu le pot satisface.